în cadrul Consiliului Județean, unde eu, în calitate de cetățean de onoare și meșter popular al acestui municipiu, m-am hotărât, împreună cu colaboratorii mei, să deschidem o expoziție cu obiecte lucrate de persoane bolnave și, în special, cu handicap. Pentru că este zicala. Handicapul nu are nevoie de ajutor, are nevoie de sprijin pentru a se sprijini. Și această expoziție am organizat-o cu sprijinul domnului senator Popa Constantin și a doamnei director de la Căminul de Persoane Vârstnice din orașul nostru de Alexandru Marghiloman, doamna psiholog Ioniță Mirela Maria. Și acum... Pentru profunzimea, unii spun așa, paradoxal, nici nu știți ce ori în țară, pe Muntele Găina, până la Maramureș, până la Deal, în care în anumite zile de sărbătoare la biserică ne vom redescoperi și din acest punct de vedere frumoase, pentru că am zis expoziției moștenire pentru urmași. Se știe urmașii cu părinților și strămoșilor n-au fost niște ficăloși. Mesajul s-a înțeles, aveți ce vedea, o să rog și pe colega pentru activități culturale, Doina Ciobanu, o să trebuie să primăm mulțumile tehnice și reci care îndepărțează autorii. Am încercat din continuare. Sunt lucrări făcute pe pânză de casă, cu muliniu din bumbac, deci care se purtau acum 50 și mai mult de 50 de ani. Dar doamna este un adaptor al noilor tehnici, încât vedem pe materiale noi și cu material de lucru nou, cu tehnici noi, realizează o formă de transformare, pentru că nici cultura populară și nici tehnica populară nu pot să rămână la forma de acum 500 de ani. Pasiunea mea și am început să o dedic încă de când eram elev în școală. Întotdeauna ieșeam în evidență de diriginte, de profesori la școală, că erau copii cu două mâini și pe vremea mea se făcea lucru manual, iar eu cu o singură mână mă chinuiam și întotdeauna exemplele mele erau puse pe un panou de către diriginte sau către direcțiunea școlii. Și așa am mers în continuare până am ajuns la vârsta de 75 de ani, poate nu vă vine să credeți. În acest timp m-am născut cu deficiențe, bolnavă, am 20 de diagnostice confirmate de laboratoare, de Parcon, de Funden, de Floreasca, dar niciodată nu m-am lăsat și sper să mai trăiesc, am o jumătate de inimă, dar niciodată nu mă gândesc că am să mor până când nu văd muzeul realizat. Doresc ca în cadrul muzeului nostru județean să mi se acorde o sală care să-mi poarte numele meu și al soțului meu și să las aceste valori să dăinuie peste viacuri. Să lucrați o bluză, o capă, văd, cam cât lucrați? Da, se lucrează, da. Pentru că
lucruri așa. Da. Printre picături. Dacă aș lua să analizez ca să stai zi de zi, o săptămână, două, o lună, două, dar eu am lucrat poate la o piesă și o jumătate de an, printre timp. Și niciodată nu m-am lăsat ca să nu reușesc.